Făgărășenii care locuiesc pe strada Trandafirilor și care au depus cerere la primărie pentru a cumpăra părticele de teren aferent locuinței lor, pentru a intra astfel în legalitate, au fost refuzați din nou de Consiliul Local. Votul a fost unul negativ din partea grupului care face opoziție, astfel că oamenii, deși au acest drept, nu pot intra în legalitate. Și asta chiar dacă în ședințele anterioare au fost persoane cărora li s-a aprobat cumpărarea acestor terenuri aferente imobilelor în care locuiesc. De data aceasta, motivul invocat de opoziție a fost faptul că de la dosar lipsește cererea de cumpărare a solicitantului. Am cerut să fie pusă inclusiv solicitarea celui care dorește să achiziționeze și mă tot uit și nu le găsesc. Noi nu putem, dacă nu avem acceptul solicitantului, să punem datele personale, dar mă miră faptul că domnul Cupu vrea să știe pe fiecare în parte cu nume și prenume, mai ales că votul domnului Cupu a fost diferit în ședințele anterioare vis-a-vis de vânzarea terenurilor sau de ce însemna votul pentru patrimoniu. Și o pun o întrebare retorică. Chiar vă interesează fiecare persoană care vrea să cumpere? Aveți sensibilitatea asta pentru anumite persoane ca să puteți vota? Potrivit secretarei primăriei, aceste cereri au fost prezentate în cadrul ședințelor de comisii, însă se pare că nu a fost suficient. Mai mult, consilierele USR au confirmat faptul că au fost pe teren și au discutat cu acești făgărășeni care și-au exprimat dorința de a achiziționa aceste terenuri. Răspunsul meu a fost pentru că noi am fost la persoana de la numărul Trandafirilor 5, strada Trandafirilor 57 și mi-au spus clar în iarnă că vor să cumpere. Asta este motivul pentru că noi am votat pentru. Mulțumesc. În timpul comisiilor eu am avut cererile la mine, v-am arătat că există cereri noi făcute de proprietarii respectivi. Domnul Ludu n-a fost la comisii, deci nu știe că am avut aceste documente și vi le-am pus la dispoziție. Dragi colegi, încă din luna, nu vreau să mint, septembrie-octombrie anul trecut, ne certăm în continuu pe subiectul strada Trandafirilor pentru vânzarea terenurilor din spatele caselor de lângă calea ferată. Chiar și cu colegii din, să numim, opoziție, undeva înainte de sărbători la Casa de Cultură am avut o discuție, dânsii ne-au promis că în momentul în care un cetățean iese de acord și vine cu o cerere, o depune la primăria Păgăraș, o să fie de acord să voteze proiectul pentru cetățeanul respectiv spre a-și cumpăra terenul respectiv. Nu știu dacă e de datoria noastră în Consiliul Local să știm dacă e Maria, Gheorghe, Ion sau cine ești care vrea să-și cumpere. Sunt terenurile din curțile oamenilor, terenurile care sunt în patrimoniul municipiului Făgăraș. Singura variantă și modalitate legală ca ei să-și reglementeze situația juridică este de a vinde terenul direct acelui proprietar. Acel grup PNL care, dacă nu știu numele celui care vrea să cumpere acel teren, nu știu de ce, nu înțeleg de ce, ei nu votează. Au fost proiecte de pe ordinea de zi unde au știut numele sau au știut din alte surse că acel proiect se referă la o anumită persoană și au votat. Ceea ce mie îmi dă de gândit că ei votează doar preferențial, doar cu anumite persoane, iar celelalte persoane n-au nicio vină dacă nu trec pe la ei să vorbească cu ei. Sunt acele terenuri unde primăria municipiului Făgăraș nu încasează bani, doar o taxă de folosință, iar bugetul local este prejudiciat în acest sens că unele persoane fizice sau juridice folosesc un teren public, un spațiu public, iar acele persoane nu plătesc. Pe lângă faptul că alte persoane care închiriază spațiul public plătesc. Și aici nu este un tratament egal pentru toți cetățenii municipiului Făgăraș. Acei oameni, dacă își doresc să-ți reglementeze situația juridică prin cumpărare, noi sau Consiliul Local sau grupul PNL nu știu de ce se împotrivește. Solicitările făgărășenilor nu au primit majoritate de voturi.